Noul sediu al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia va fi inaugurat în luna aprilie anul curent. Noua clădire este ridicată chiar lângă actualul sediu și are aproximativ 1800 metri pătrați, 5 niveluri, cu aproximativ 350 de metri pătrați pe etaj. Necesitatea unui nou sediu derivă din legislația europeană care obligă instituția să păstreze inclusiv proiectele fare de acum mai bine de 20 de ani. Astfel, jumătate din spațiile noii clădiri vor fi destinate arhivării, restul urmând a fi amenajat ca birouri pentru angajați. Doar câteva cuvinte cu privire la situația în momentul de față pentru sediul ADR Sud-Muntenia în corpul B. După cum știți, noi avem în construcție în momentul de față clădirea în jur de 1935 de metri pătrați desfășurați, 1672 de metri pătrați utili. Valoarea acestui contract a fost de aproximativ 6,5 milioane de lei. Ca și stadiu, în momentul de față, pe partea de execuție, suntem la aproximativ 87% ca și execuție, pe partea de plăți, în jur de 66%. Există în casă, să spunem așa, situația de plată numărul 12 și urmează să mai plătim aproximativ 1,5 milioane lei cu TVA pentru celelalte plăți și ce s-a mai executat. Ca și probleme, să spunem așa, identificate pe parcurs, situația COVID-ului care a afectat toată lumea a încetinit puțin ritmul lucrărilor ca să păstreze o anumită distanțare pe șantier, dar am avut și mici suspendări generate de perioada de frig de anul timpul care l-am prins și în iarna trecută și acum. Noi considerăm că pe la jumătatea lunii aprilie lucrarea va fi finalizată. Mulțumesc frumos! Doamna director Tache, și ar trebui să mulțumesc și eu domnului Liviu Mușa și doamna director Tache pentru abilitatea și reușita timpului de a putea să aducă această nouă construcție. Ei au fost cei care au susținut în mandatul care a trecut necesitatea unui nou spațiu pentru dezvoltarea regiunii de Sud-Muntenia. Felicitări pentru ce ați făcut. Să știți că fără voi, fără dorința de a arăta că se poate face lucru mare la Cărăraș și un lucru pe care l-am salutat și la început, l-am susținut împreună cu voi pentru că ați văzut că e nevoie de o schimbare. Și schimbarea asta, uite, a venit cu viziunea voastră și cu dorința de a putea să le desfășurăm în condiții mai bune activitatea la Cărăraș și această agenție care e invidiată și e dorită de toate județele. Să știți că nu e simplu. Bine că avem pace la Cărăraș și avem această înțelegere să putem în viitor să depunem cât mai multe proiecte județul Cărăraș și să fim în competiție cu cei care sunt fruntași. Bravo, am fost fruntași, Argeșul fruntaș, trebuie și noi să devenim fruntași cât mai repede posibil. Da? Cu noul sediu poate schimbăm și din de depunerea proiectelor la Cărăraș și să fim mai fruntași. Bună ziua, Sorin Vasilescu, numele meu. Și dumneavoastră poate să vă oferim alte informații tehnice. Sigur că da. Care am avut o colaborare foarte bună. Același lucru putem spune și noi. Am găsit un sprijin în dezvoltarea acestui proiect. Și haideți să vă prezint câteva detalii tehnice. Clădirea pe care o avem aici reprezintă un demisol, parter și două etaje. Aici ne aflăm în zona de recepție. Aici va fi amenajată recepția. De fapt, toată infrastructura instalațiilor da. E sub tavan. Va fi sub tavan. Da, da. Avem o soluție elegantă, aș spune, și de încălzire și de răcire prin ventilosul învârtoare. S-a renunțat la partea clasică de radiatoare. Da. Da. Avem cu aceste ventilocondutoare conectate la două centrale termice și la două cilindre. Și frigul de la cinele de terasă. Garanție? Care e garanția după finalizarea? 3 ani. Da.
Aici vom avea o sală de ședințe, o cameră IT pentru server și tot ceva de server. Poziționare acolo a vehiculului. Cu ecrane peste tot, cu starea escamotabilă. Am proces de licitație și pentru echipamentele. Ne-am propus, dacă nu știu Dumnezeu, mai să facem inaugurarea, să sperăm că se mai relaxeze și condițiile astea, să putem să chemăm din toată regiunea, să vadă ce facem cu... Păi mai nu se împlinește un an de la preluarea mandatului de chef de... De gâdea, ca o... coincidență. Sediul trecut, primul sediu, tot în perioada mandatului președintelui Dragelor, m-am fost inaugurat. Și azi, când vrem un sediu nou, trebuie să punem președinte Dragelor. Da. Conducerea, vedem, felicitări.